La revedere, cameră drăguță de hotel. Chiar a fost foarte, foarte fain aici. Și a sosit momentul să plec și eu în sfârșit acasă. A fost foarte fain aici la Valea cu Pești, pe Transfăgărășan. Să tot vie aici. Suntem gata, mă, băieți? Ce aveți acolo? KFC? KFC, da. Smart menu, băi. Vedeți, mă, că au meniuri noi acum. Au Smart Plus, nu? Nu, au niște meniuri, mă rog, e ăla cu ceva de la KFC. Și am ajuns înapoi în București. Este ora 10 aproape și abia aștept să dorm, pentru că astăzi n-am dormit deloc și sunt evident foarte obosit. Dar continuăm ziua după ce mă trezesc. Astăzi o să-mi sărbătoresc ziua de naștere în avans, pentru că de ziua mea o să fiu plecat la Paris și na, nu prea o să am cum să dau de băut. Și am încercat să găsesc o zi liberă în care teoretic nu aveam niciun plan, în care să mă întâlnesc cu o parte din prietenii mei și să le dau evident de băut. O să fie până la urmă o zi foarte plină, nu prea am apucat să dorm, sunt destul de obosit și mai trebuie să ajung și la niște evenimente astăzi. Dar până atunci am primit un cadou. Ce drăguț! De la Vama! Ce tare! Ce tare! Un calendar cu Vama! Ce fain! Fotografii de Petru Ivu, foarte mișto. Ce tare! A, și sunt versuri? Cred că sunt versuri de pe noul lor album. Foarte tare! Hai să vedem ce mai avem aici. De la Pepsi, Spirit Liber. Știți că v-am povestit eu. Vara asta, cât eu eram la Tomorrowland, au avut un concert în fabrica și din fabrica a plecat direct în Vama. Au luat copii cu, mă rog, oameni de la concert, au luat cu autocarul și au dus în Vama. Și practic au început concertul în fabrica, s-au terminat în Vama veche. A fost foarte tare. Cu toate că eram la Tomorrowland, m-au aftecat tare mult că n-am fost și eu acolo. Cred că mai am ceva aici. Pac! Ah, ce drăguț! Ah, uite! Ne place să-i surprindem pe cei care ne rămân mereu aproape. Dar în universul artiștilor, timpul nu are aceeași precizie. De aici faptul că îți trimitem calendarul pe 2017, abia în februarie-martie. Îți mulțumim pentru susținerea de până acum. Vama! Ce drăguț! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Da, foarte tare! Mulțumesc, Vama! Mulțumesc, Pepsi! Să fie primit! Azi am alergat prin tot orașul, mă rog, alergat, impropriu spus, am mers cu bicla prin tot orașul pentru că am avut de rezolvat niște chestii. Mi-am luat în sfârșit analize de la spital, sunt sănătos tun, yay! Dar pentru a sărbători asta, mi-era gândul la ceva de la KFC, de azi dimineața când am vorbit cu băieții aia. Bună, vreau și eu ceva de la KFC. De fapt, venisem cu gândul la asta, dar am văzut că mai aveți niște meniuri. Ce meniu? Corbin? Nu, la meniu 5 hot wings. E meniul meu preferat. Da? Și o salată colezlă. 5 aripi oarecă și o salată, da? Da. Ce sucă? Cola. Sos? Usturoi. Știți momentul ăla când vi se face pofte de ceva de la KFC? E bine, acum au lansat o campanie foarte faină, care mie unul îmi place, în care au niște meniuri care se numesc ceva de la KFC, care, mă rog, poți să alegi între mai multe variante. Ai 3 aripioare de pui plus cartofi preț la 5 lei, sau un crispy sandwich, sau un booster, sau o bucată de pui, toate astea cu cartofi prăjiți la 5 lei. Iar pe lângă astea am descoperit azi că mai au și încă 4 meniuri speciale. Ai dublu crispy sandwich, meniu de 5 hot wings sau un meniu nou Kentucky, care văd că stă aici, 2 bucăți de pui plus cartofi și suc, evident. Iar
Corbin Bucket este la 30 de lei pentru când vrei să-l împarți cu prietenii tăi. Eu am mers pe varianta clasică, 5 hot wings, ca așa e frumos. Bonus, dacă tot am văzut că s-a deschis aici KFC Coffee Corner, mi-am luat și desert, nu era păcat. Dacă tot eram aici, puteți să vă zic ce mi-au făcut prietenii mei astăzi. După cum am zis, astăzi îmi sărbătoresc anticipat ziua de naștere, așa că mi-am făcut un cadou, nu știu exact ce e, pentru că i-am dat datele mele de logare pe YouTube lui Lucian și a urcat un clip pe canalul meu de YouTube. Au și scris prost Pan Daily. Dar mi-a zis să nu mă uit la el până nu-l vedem cu toată lumea. Și sunt așa curios, așa curios, dar o să mă abțin până o să-l vedem cu toată lumea. Până atunci n-o să mă abțin să mănânc această prăjitură. Astăzi la Palatul Parlamentului la lansarea noului Samsung Galaxy S8. Am văzut aseară prezentarea oficială. Hai să vedem ce se întâmplă la prezentarea românească. To break our barriers, because Samsung Galaxy S8 enables you to unbox your life. Și acesta este noul Samsung Galaxy S8. Nu este atât de alunecos pe cum așteptam, pentru că marginea asta este suficient de abrazivă încât să nu-ți alunece. Ce fain să vedem. Deci butonul nu mai este fizic, dar poți să-l simți așa. Sunt curios de o chestie la telefonul ăsta. Camera. Acesta este un test video cu camera frontală de la noul Samsung Galaxy S8. Să pot să-mi-l trimit. Dacă vede cineva asta, trimiteți-mi pe gmail la rompanduță.com. Like a king on the sand, I wanna hold your hand. I feel like a bug in the air when I just catch a smell of your hair. Și acum voi intra cu Olix în camera secretelor aici. Stai că trebuie să primim și telefonul. Da? Da? Foarte tare. Mamă, cum este? Oh my god, ce de panduți și Olic și... Am ajuns să treci la foto. Ce tare! Gata, mulțumim! Poftiți, vă rog! Foarte mișto în această cameră! Foarte mișto nou telefon. Acum nu știu de unde ni le dau și nouă cadou. Nu știu unde... știți unde e locul unde ne primim și noi câte am dat? Nu, așa am fost informați. Cât un telefon, nu se dă la fiecare? A, nu știați? A. We'll be right back.
Și acesta a fost și evenimentul Samsung. Am primit, evident, și eu un goodie bag, un telefon. Nu, n-am primit un telefon, nu știu ce am primit, o să mă uit acasă. Ai zis ziua ta, bă! Bine, mă rog, încă nu e ziua mea. Asta vreau să zic, că încă nu e ziua mea, dar mă petrec mai devreme, pentru că azi era singura zi liberă în care puteam să mă petrec înainte de ziua mea. Așa că am adunat aici o gașcă de oameni mai apropiați sau mai îndepărtați, sau mai scunzi sau mai înalți, să ne sărbătorim cu niște șaturi de la șoteria. Mă rog, șoteilor, nu. Să fie bine, să nu fie rău. Mulțumesc, bă! Mulțumesc, mulțumesc. Cumperi tu, noi ți-am dat doar. Da, deci mi-ați luat tot asta să o pun în background la vlog, nu? Că mă duc la Nova Rock. Da. Ce bani? Ce? Nu știu. Dar eu știu ce-a fost bine. Poți să intri cu Rocica. Deci, bă, arată mișto. La Nova Rock. Da. La Nova. Noi luăm la Nova Rock? Hai luăm. Facem o plasare de produs. Șoteria. Hop, hop, se numește Nova Rock Octelo. Da, deci oamenii ăștia știau că vreau să merg la Nova Rock și că încă nu mi-am luat bilet și mi-a făcut cadou de ziua mea. Bilet la Nova Rock. Mulțumesc. Deci nu scăpăm de tine, nu scap de noi. Lasă fie clar. Mulțumesc. Pentru mine a fost foarte fain aici în șoteria, foarte mișto barmanii, foarte mișto atmosfera, fețelor care au venit și tot astăzi am împlinit 9000 de abonați aici pe canal și vă foarte mulțumesc și suntem aproape de obiectivul de a face 10000 de abonați până pe ziua mea, adică până pe 9 aprilie. Și cred că o să ajungem acolo. Sunt foarte încrezător în asta și vă foarte, foarte mulțumesc. Acestea sunt vise, ne vedem mâine. Pa! Ca să nu fac clipul ăsta mult prea lung, am zis să pun separat reacția pe care am avut-o la clipul pe care l-a făcut prietenii mei special de ziua mea, așa că vi-l las în descriere să vedeți exact cum am reacționat și ce se afla în cutia de la Samsung. Asta pentru cine e curios.